care a luptat în anii de începând acolo din în Franța din anii 70 pentru drepturile femeilor, dar numai, bineînțeles, și LGBT și și mai multe. Și și deci am decis, cum știți foarte bine, că festivalul ăsta fiind dedicat femeilor, să proiectăm filme legate de problematică, foarte multe problematice legate de femei, dar și să ne întâlnim ca să gândim puțin la asta. Și ideea pentru asta seara era de a invita niște persoane care sunt legate cu festival, toate, și nu o să le prezint eu, femeile, prietele noastre de la F-Side vor prezenta invitatele noastre. Și pornind de, și adică este și legat de filmul care poate unii dintre voi veți rămâne la nou, cred, este un film făcut de Delphine Serig, care se numește Sauve les Tétois, și care s-a dus să întâlnească foarte multe femei care lucrează în cinema, mai ales în cinema, dar nu numai, ca să vorbească despre relația lor și cu, adică în muncă, cu munca lor în societatea noastră, care este destul de patriarcală, hai ca să spunem în două cuvinte. Deci, da, o să începem drumul spre filmul ăsta cu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 femeie care se vor prezenta acum. Le las. Și pe bune, dacă oricine dintre voi, bărbat, femeie, aveți ceva de spus, de comenta, cred că e important să fie interactiv. Nu facem ceva între noi aici, este ceva între noi toți. Asta ne-ar interesa și noi, să gândim toți împreună. Mersi mult, F-Side-ul, nu știu cum se spune. Și bună! Eu sunt Ioana, cofondatoarea F-Size Cineclub, un cineclub dedicat exclusiv filmelor făcute de femei. Și împreună cu Georgiana, curatoarea cineclubului, o să moderăm discuția de azi despre egalitatea de gen în teatru și film. Și le avem cu noi pe Katia Pascariu, actriță și activistă culturală, Raluca Durbacă, critic de film și regizoare, Mihaela Mihailov, autoare de teatru și critic de arte performative, Lucia Chicoș, regizoare, și Alexandra Diaconu, monteoză și regizoare. Și acum o să-i dau cuvântul Georgianei pentru... Bună seara! Mă bucur să fim toate aici, în acest panel. M-aș propune să începem discuția, dacă e confortabil pentru voi, cu... Nu! Cu a vă întreba dacă atunci când v-ați ales fiecare profesia, erați conștiente de anumite bariere și stereotipuri de gen sau dacă le-ați confruntat pe parcurs. Cine vrea să înceapă? Katia, vrei să începi tu? Sau... Nu știu, adică nu te pedepsim să fii tu prima, Katia. Vorbește tu prima. Dacă vrei tu să fii prima care da, vorbește. Că nu e o întrebare așa grea pentru mine. Nu m-am gândit deloc, pentru că m-am hotărât când eram foarte, foarte mică și poate de asta. Dar pe parcurs, când am crescut și mă apropiam de momentul când trebuia să dau la facultate, mai degrabă sunt două lucruri. Odată auzeam, nu de la părinți, dar de la alți adulți. Acum nu știu sigur dacă erau mai mult bărbați sau și bărbați și femei, dar era și percepția legată de... cam ce înseamnă actriță, percepția asta că ar fi un anumit tip de femeie care poate să fie actriță și nu părea că aș fi. Și pe urmă foarte mulți care ziceau, ce prostie, de ce nu te faci, nu ziceau regizoare, ziceau regizor, de ce nu te faci regizor, că ăla dă indicațiile. Asta sunt experiențele. Dar, mă rog, nu le-am luat în seamă, dar cumva nici nu m-au surprins, pluteau în aer aceste prejudecăți și cred că încă plutesc.
Asta înainte. Și după? Întrebarea era și după? Da, după când te-ai confruntat cu ele sau când v-ați confruntat cu ele, nu știu, cum ați făcut să le depășiți sau ce mecanisme v-ați... Da, în cazul meu, cred că în primul rând faptul că sunt actriță, spre deosebire de regizoare, cred, sau de femei în alte domenii, de actrițe e nevoie, chiar de femei. Și atunci, măcar din punctul ăsta de vedere, faptul că sunt femeie, nu știu dacă avantaj sau dezavantaj, dar eram într-un fel în locul potrivit. Dar, cum să zic, problemele pe care le întâlnesc ca femeie în viața de zi cu zi, le-am întâlnit și în mediile de lucru. Dar destul de repede am reușit. Facultatea e un capitol separat. Mă aflu în facultate, n-am mai fost de super mult timp aici. Facultatea a fost cu o sumedienie de probleme pentru mine și nu legate numai de gen. Dar după, foarte repede am avut norocul să intru în niște colective deschise, fără probleme mari, în ceea ce privește raportul de gen, ceea ce privește lucru ierarhic, și mi-a deschis ochii și asupra faptului că se poate și altfel. E adevărat că eram pregătită să fac față unui sistem destul de conservator și tradițional, adică eram conștientă că așa va fi. Și atunci ce am învățat cu ajutorul colegelor și colegilor mei din aceste colective, am învățat că nu vreau să lucrez decât așa și că trebuie să mă feresc de alte medii, da, da, da. Și de atunci mă feresc. Eu nu m-am hotărât de mică, din potrivă, că eu sunt crescută în anii 90. În anii 90 părinții mei, mă rog, resimțeau tranziția din plin și nu puteau să-ți învețe copii: du-te, dragă, să faci artă, sub nicio formă. Era: du-te, dragă, să înveți o meserie, să câștigi independență financiară, să fii pe picioarele tale. Țin minte chiar un moment în care mă dăduseră la meditații, cred că la limba română, nu știu, undeva prin generală, și profesoara a spus lui taică-miu că știți că e talentată, că are inclinație, că ar trebui să o încurajați. Așa, no, nici gând, nici n-au vrut să audă ai mei de așa ceva. Dincolo de asta, mi se părea, adică arta era așa, undeva departe, nici nu-mi concepeam, nici nu mă gândeam, nici nu... trecea prin cap că asta ar putea să fie o direcție pe care să o iau. Acum, de curând, când am făcut filmul ăsta, a fost așa un proces foarte complicat pentru mine personal, pentru că tot stăteam să dau înapoi timpul și mă gândeam, zic, ok, bine, dar de ce abia la 37 de ani, adică de ce abia acum ai pornit înainte? Și mi-am dat seama și pentru că nu aveam niciun fel de model, adică model de femeie în artă în jurul meu, nu vedeam, nu aveam, în școală nu se preda foarte mult, eu am făcut SNSP, am făcut comunicare și PR, a fost o facultate din care n-am înțeles absolut nimic, deci am ieșit complet proastă de acolo. După aia m-am angajat la Media Pro, unde a fost o experiență, aia te învață ce înseamnă viața și ce înseamnă puterea masculină și de unde, cum se distribuie ea rând, pe rând, pe rând, pe rând, de la cel mai mic la, de la cel mai mare la cel mai mic, cât agresivitate, ce înseamnă agresivitate în relații de muncă și în raporturi de gen și tot. Aia a fost o școală perfectă. Bun, unde nu se zice? Asta era, mi-am dat seama că nu am avut în jurul meu niciun fel de modele de femei pe care să le admir sau pe care să-mi doresc să le imit. Știu că atunci când eram foarte mică, dacă mă întreba cineva ce vreau să fiu, îi ziceam că vreau să fiu soție de scriitor. Deci nu scriitor, înțelegeți, era soție, adică era felul în care eu consideram că pot fi cel mai aproape de obiectul dorit. Prin alianță, prin căsătorie, prin domni, prin bărbați, da. Iar acum, cât timp am făcut tot filmul ăsta, toate îndoielile mele au ieșit la suprafață, absolut toate. Dar din alea paralizante, multe dintre ele. Și am realizat că
datorită felului în care am fost crescută, în casă nu mi s-a zis niciodată, tu ești femeie și n-ai voie să faci nimic, dar datorită felului în care am fost crescută, încrederea pe care eu o am în mine este mult mai mică decât încrederea pe care o văd la bărbați de aceeași vârstă cu mine. Nu vreau să compar cu alte generații, să zicem, că nu știu exact cum este. Și a fost un proces întreg să discut cu mine, să mă autoconving, să încerc să-mi demonstrez iarăși, iarăși, iarăși că sunt capabilă. Și într-un fel am început să fac film tocmai ca să-mi demonstrez că sunt capabilă. Adică a fost așa o ambiție din asta, de o semi-revoltă. Și barierele sunt în primul rând în capul meu, datorită educației, datorită mediului în care am crescut. Evident, sunt și exterioare unele dintre ele, dar mi se pare că am fost atât de hârșuită în media pro încât n-are nimeni ce să-mi facă nimic, nimic nu mă mai sperie în raport cu bărbații, adică din punctul ăsta de vedere n-am. Și în UNATC erau tot felul de incidente, dar treceau pe lângă mine pentru că nu aveai cum să mă sperii, n-aveai cum să mă mai intimidezi din punctul ăsta al raportului dintre femei și bărbați. Da, și deci pentru mine totul e mai degrabă lupta e internă. Încerc să nu mă raportez neapărat la ce se întâmplă, la interacțiunile pe care le am cu bărbații. Mulți sunt prieteni, adică am găsit foarte mult sprijin și din partea bărbaților în meseria asta, în domeniul ăsta. Da, sunt tot felul de bias-uri. Dar perspectiva mea e că e în primul rând cu mine. Deci eu acolo trebuie să lucrez, acolo trebuie să să îmbunătățesc lucrurile și abia apoi pot să mă uit în exterior. Nu știu dacă v-am răspuns la întrebarea, dar răspund că da. Mihai, răspunde tu. Da, eu vin din teatru, am venit spre teatru din Facultatea de Litere. Deci puțin dintr-o altă lume și ce era ciudat la litere când am intrat e că deși eram 100 de fete și 7 băieți, profesorii somități ne spuneau în momentul care intrau în amfiteatru, era o situație super ciudată, era un amfiteatru imens, practic plin de fete și câțiva băieți, și ne spuneau, în această facultate sunt două categorii, fetele care vor deveni profesoare de liceu și băieții care vor deveni scriitori. Și cumva cam asta a fost scuzoțile de scriitori. Da, așa. Și cumva cam asta a fost confruntarea în primii 2 ani. Pentru că deși veneam cumva dintr-o familie în care mi se dăduse multă încredere, întâlnirea asta cu Facultatea de Litere, din punctul ăsta de vedere, a fost problematică, pentru că în primii 2 ani nici mi-am pus problema că aș putea să scriu vreodată. Deci mi era foarte clar că asta era trasat și oricum era și un anumit tip de, se cultiva și un anumit tip de dispreț pentru zona asta de învățământ, de profesor de liceu, pe care le regăsim și în romane celebre, din păcate, contemporane. Tipul ăsta de elitism și de perspectivă care scriitorul este fundamental un bărbat și în general, deși facultatea, cum spun, era predominant de fete, cam asta era perspectiva. După aia, când am început să scriu, am avut cumva șansa asta să încep să scriu la Observatorul Cultural din facultate și mediul era cu totul și cu totul altul, pentru că eram foarte... foarte puține și foarte puține acolo și nu m-am întâlnit cu tipul ăsta de atitudine deloc, n-am stat nici foarte mult, e adevărat. Și după aceea, cum spunea Katia, am avut șansa asta să lucrez în colective cu artiste, cu artiști, în care dacă am întâlnit, să zicem, tipul ăsta de atitudine, am încercat de fiecare dată să o înțelegem și să o deconstruim. Pentru că cumva asta mi se pare mie punctul foarte complicat, că nu înveți să numești lucrurile, de fapt nu știi să le numești și cumva ești de foarte multe ori pusă în situația în care normalizezi
foarte multe tipuri de atitudini și îți lipsesc cuvintele și îți lipsesc, de fapt, deși trăiești realitățile respective, practic n-ai cuvintele ca să le numești și de foarte multe ori ajungi să te învinovățești pe tine, să zici, da, vezi că probabil eu am avut nu știu ce atitudine sau poate că eu n-am fost destul de atentă la ce am spus sau poate vezi că și eu am... Și cumva, cred că ăsta e exercițiul cel mai dificil. Eu personal l-am învățat destul de târziu. Exercițiul ăsta de a fi foarte atentă la numirea realităților pe care le trăiești și de a le identifica ca atare. Dar sigur că șansa asta de a lucra în teatru, într-un mediu independent, cum au fost colectivele noastre, cum sunt colectivele noastre, unde am încercat pe cât am putut să trasăm alte principii de lucru și alte principii de creație, cumva ne-au ajutat să creștem altfel și ne-au ajutat de fapt să ne educăm unii pe alții și să învățăm împreună. Dar lucrul ăsta nu se întâmplă, adică asta cumva, și aici, sigur, n-a fost mereu un drum lin, dar cumva au fost niște experiențe mult mai revelatoare în sensul ăsta. Însă astea iarăși sunt cazuri insulare, dacă e să vorbim de teritoriul teatrului, care e un teritoriu, profund misogin, profund patriarhal, în care instituțiile sunt instituții mari, importante, sunt conduse în special de bărbați. Mă gândeam regizor, actor. Așa, deci în special de și unde chiar așa și cumva devine foarte complicat să pătrunzi. Da, bănuiesc că o să discutăm despre asta. Bună, eu sunt Lucia. Când mi-a trecut prima dată prin cap ideea, era vorba de cum ne-am apucat, cum ne-am gândit cum ideea de regie de film. Eram destul de inconștient, adică ce înseamnă regie, de aminte, regie, femeie, regizor, în fine, știu că a fost o întrebare de asta, adică ei m-au susținut și chiar a fost important, dar a fost o întrebare de asta din partea lor, așa cum subtext, dar există femeie regizor? Și în momentul ăla eram atât de la început cu descoperirile mele, încât nici măcar eu nu știam să le dau prea multe exemple, în momentul ăla era destul de... Nu erau autoare la care să fie ajuns deja. Adică eram cumva mult mai, într-o zonă mult mai mainstream. După imediat a fost facultatea și atunci e destul de straniu pentru că noi cumva în ultimii ani, să zicem vreo 5, 6, poate 7, în clasele de regie sunt cam jumătate fete, jumătate băieți. Și cumva în generația noastră, scuze, vorbesc suficient de tare, cumva am senzația că nu... Oh, ok, cool. Cumva, deși sunt băieți în clasa noastră, tot e această senzație că e o clasă de fete. Și cumva, dezvoltându-mă 5 ani în mediul ăsta, la un moment dat devine așa un pic stranie când îmi amintesc că suntem fete, că vrem să facem regie, că pare foarte normal în colectivul ăsta. Și da, sunt, nu știu, sunt tot felul de probleme și nuanțe pe care le-am descoperit pe parcurs și încă încerc să mă dumirez ce-i cu ele și nu știu, cred că durerea mea cea mai mare e că nu atunci când sunt într-o ipostază de regizor sau de muncă mă simt într-un anumit fel, ci în tot restul timpului, de fapt. Adică, mi se pare că mai degrabă atunci când sunt într-o situație profesională, pot să fiu mult mai autentică, pot să mă simt în siguranță, pot să fiu, să mă bazez pe capacitățile mele, pe încrederea mea, dar e vorba de momentul în care ești pe stradă și nu ești nici studentă, nu ești nici regizor de film, în care ești doar o fată pe stradă și oricine se poate lua în orice moment de tine și cumva contrastul ăsta e cel mai frapant, cred că mi s-a întâmplat chiar aseară în care am avut o noapte de filmare cu o echipă extrem de restrânsă și a fost un moment în care eu și colegul meu operator făceam o mică prospecție înainte să ne mutăm cu toții și la un moment dat el s-a întors să se alăture grupului și am rămas singură și a venit un
tip dubios pe acolo care s-a bărat în seamă și a fost cel mai extrem exemplu de la rolul ăsta așa destul de safe, complicat, dar totuși safe, aș zice, de a ocupa un rol într-o echipă, într-o situație și deodată o fată pur și simplu București noaptea. Și de exemplu faptul că mi se pare că ca să te dezvolți și ca să te adaptezi trebuie foarte mult să funcționezi ca un cameleon și cumva să preia tot din mediu și din situații. Adică nu... Și da, cumva realizez și eu cum e... Cum încep să normalizezi foarte mult ca să treci cu vederea, ca să poți să mergi mai departe și după aia te gândești și cumva te simți așa la finalul zilei foarte epuizat de a... Da, de a răstălmăci, de a problematiza, de a te gândi de ce în situația aia am răspuns și am semnalat că un comentariu nu e în regulă și în alte situații, în alte 5 situații nu e... Nu știu, adică deja de când am început discuția asta, cumva ceva așa în mine se simte extrem de obosit gândindu-mă numai la toate lucrurile astea pe care de multe ori nu mă mai gândesc la ele. Bună seara! Eu sunt editor video. Când mi-am ales această cale la facultate, nu pot să zic că m-am gândit că e pentru băieți sau pentru fete, sau pur și simplu erau aceste lucruri care îmi plăceau mie să le fac, să filmez, să montez, să fac lucruri de genul ăsta și m-am gândit că cel mai potrivit pentru mine ar fi montajul, pentru că acolo puteam să-mi structurez cel mai bine ce aveam în cap, fără neapărat să, nu știu, venea cumva din mâini, adică și mă gândeam că asta mi se potrivește. Și ajungând la facultate, eu am avut în clasa mea, când am intrat, au fost jumătate fete, jumătate băieți. Însă, de cele mai multe ori, băieții sunt în număr mai mare decât fetele. Și am observat că, cumva, fetelor uneori le e greu să se... egaleze cu băieții. E o meserie mai tehnică. Și tot timpul trebuie să fii la curent, tot timpul trebuie să știi lucruri, tot timpul trebuie să... deții controlul într-un fel. Și uneori când simțeam că eu nu dețin controlul, dădeam vina pe faptul că sunt femeie și că sunt proastă și că e din cauza asta. Și de fapt era un lucru pe care cumva mi l-am implantat singur în cap, din felul în care am fost crescută, din oamenii din jurul meu care îmi spuneau diverse lucruri, ca cumva în timp să-mi dau seama că nu contează de fapt lucrul ăsta, ci e mai important să ai curajul să, nu știu, dacă întâmpini o problemă, să o cauți singură, pentru că sigur o vei găsi, vei găsi rezolvarea. Sau să ceri ajutorul. Și că și asta era o chestie, că cum să ceri ajutorul, că eu ar trebui să știu pentru că e meseria mea și că de ce nu știu. Și cumva uneori nu ceream ajutorul și... nu știu, ascundeam cumva faptul că nu știu un lucru, pentru că mă gândeam că e vina mea că nu știu niște lucruri. Ideea e că nu am simțit neapărat discriminată în meserie până acum și mă gândeam, gândindu-mă, raportându-mă la ce am făcut până acum, mi-am dat seama că în jurul meu cumva am lucrat doar cu femei. S-a nimerit să lucrez cu regizori femei, un birou să fiu înconjurată doar de femei și mă gândeam că cred că e și un spațiu safe pe care mi l-am creat singură, pentru că m-am gândit cum ar fi să lucrez cu bărbați regizori. Până acum nu mi s-a întâmplat decât minimal și nu a fost, nu știu, o interacțiune de lungă durată. Și imaginându-mi lucrul ăsta, m-am pus așa într-o impostură, adică brusc mi-am imaginat că nu o să știu lucruri și că o să mă simt intimidată de faptul că e un bărbat și că s-ar putea să știe lucruri mai multe decât știu eu, deși eu sunt destul de capabilă în mintea mea și mi se confirmă lucrurile astea în lucru cu alți oameni. Și e un experiment pe care încă nu l-am încercat și, mă rog, mi-ar plăcea să-l încerc la un moment dat, dacă se ivește ocazia, să-mi dau seama, adică nu-mi dau seama încă cum...
mă raportez în lucru, mă rog, eu ca editor femeie, în lucru cu regizori bărbați, ca să zic așa, ca să-mi dau seama de o diferență de genul ăsta. Dar tot timpul există și în facultate și în afara ei faptul că ești femeie, pare că ești incapabilă de niște lucruri. Doar că e totul că trebuie să-ți găsești încrederea în tine și dacă reușești să o faci, după asta cumva lucrurile vin de la sine. Adică de la sine, nu știu, faci lucrurile să meargă, nu știu cum să zic. Da. Da, următoarea noastră întrebare e tocmai despre aceste safe spaces și ce înseamnă pentru voi un spațiu sigur și ce credeți că am putea face pe viitor, nu știu ce măsuri concrete am putea lua ca să fie mai sigure spațiile astea și nu numai fizic, cât și mental, să poți să te simți ok să te exprimi, să nu simți presiunea asta că nu ești destul de bună sau nu ești validată de părerile celorlalți. Păi, dacă tot am microfonul... Cred că e un lucru care ține foarte mult de tine însuți. Adică, cred că ești într-un spațiu safe când tu ești safe cu tine. Adică, când te simți confortabil cu ceea ce ești, cu ceea ce știi, cu raportul pe care l-ai față de oamenii din jurul tău și cumva... Asta îți creează și ție siguranță în jur. Adică am întâlnit de multe ori, lucrând cu femei și având în jurul meu femei, au fost ocazii în care le-am văzut panicate că nu știu să apăs un click la calculator. Adică calculatorul uneori e această unaltă care pare un puzzle greu de deslușit. Și... de multe ori se panicau și eu mă panichez, adică când sunt singură într-o situație de genul ăsta, primul lucru e să, adică fac o chestie greșită și sunt, a, ce-am făcut, sunt proastă, am apăsat, dar fără să gândesc de fapt ce-am făcut și că soluția e chiar acolo, ci trebuie să citesc niște lucruri pe care calculatorul mi le spune să le fac și totul se rezolvă. Când sunt în relație cu alți oameni, pot să găsesc soluții, adică dacă văd pe cineva panicat și uite, mi s-a întâmplat asta, cum să fac, pot să fiu echilibrată și să fiu, dar stai că nu e atât de complicat, hai să o facem împreună, hai că te ajut. Când mi se întâmplă mie și sunt așa într-un panicată, ca să zic așa, mi se pare că sunt total dezechilibrată și total nu sunt acolo. Și cumva asta ține de felul în care eu mă raportez la mine și uneori, adică dacă în relație cu alți oameni pot să fiu echilibrată și să pot să ofer ajutorul în aceeași problemă, când sunt eu cu mine, uneori nu pot. Dar nu mi se întâmplă tot timpul și mi se pare că cel mai confortabil, adică cel mai safe te simți atunci când, nu știu, capeți încredere în tine. Adică asta e pentru mine în meseria mea, nu știu, Lucia. Eu tot încercam să-mi dau seama în ultima vreme legat de... Uneori am senzația că mă simt mai safe când e vorba de bărbați cu vârstă mai mare decât mine, decât de femei. Pentru că cumva e o chestie ciudată că care s-ar putea de fapt să fie ceva foarte personal al meu. Dar uneori am senzația că femeile mai în vârstă decât mine sunt mult mai dure cu mine și mult mai simt așa un fel de raport tensionat foarte des, care evident ar putea să fie ceva ce proiectez eu. Dar în același timp am senzația că bărbații, chiar dacă bărbații de la o anumită vârstă, chiar dacă prima impresie pe care o faci e că ești fată, că ești tânără, că așa, până la urmă, dacă poți să dacă te manifesti mai mult și se creează un raport și așa, e la un moment dat e ok și mi se pare că nu se simt, nu știu dacă amenințație cuvântul. La fel cum se întâmplă cu femei de aceeași vârstă. Adică mi se pare că, nu știu, de multe ori mă simt mai puțin safe cu femei și e foarte straniu și uneori dacă sunt într-un context în care sunt, de exemplu, o echipă de filmare și sunt
fete asistente mai mici la vârstă sau mai mici la an de facultate, cumva, cumva poate încep să simt un anumit tip de tensiune sau de multe ori am instinctul de a cumva mă duce și a le valida așa, nu știu, suplimentar, pentru că am senzația că ar trebui să... Cred că e un fel în care pot eu să fac, să fac locul ăla mai safe. Și nu știu, tot încerc să-mi dau seama. Am senzația că e ceva din felul în care e construită un pic lumea din jur, în care pune femeile foarte mult una împotriva celeilalte, în timp ce bărbații sunt așa într-o solidaritate de la sine înțeleasă. Și mi se pare că îmi lipsește așa un pic un anumit fel de... Na, până la urmă nici n-am avut... Adică în facultate nu prea avem profesori, femei, profesoare. Și... Da. Clar. Da, cumva încerc să-mi dau seama ce se întâmplă și ce lipsește și ce... Unde se rupe ceva între femei, între generații diferite, nu știu. Senzația mea e că atunci când ne uităm... Bine, eu am 23 de ani, adică doar e un exercițiu de imaginație ce fac acum. Senzația mea e că atunci când te uiți la persoane mai tinere decât tine, te gândești la cum erai tu atunci și ți-amintești de slăbiciunile tale și de vulnerabilitățile tale și pentru că nu ești încă într-un anumit soi de acord cu partea aia din tine de la o altă vârstă, cumva e foarte ușor să proiectezi asupra unor persoane mai tinere de același gen. Și mi se pare că e, pentru mine asta e o perspectivă care poate ar putea să explice cel puțin acum în capul meu, deci am senzația că femeile mai în vârstă decât mine din același mediu profesional sunt atât de dure cu mine în situații pe care le-am trăit. Și okay. Nu, ai tot ce vrea să fie mai safe, doar... Evident, depinde dacă e un context pedagogic sau nu profesional, sau, dar e și ideea asta din industrie și din școală că crești dacă cineva te chinuie și dacă cineva te crălește și dacă cineva așa și cumva, adică nu e deja clar că ai mai multă nevoie de validare și susținere să crești decât să te chinuie cineva așa numai ca să fii inițiat în whatever. Pentru mine, nu știu, un spațiu safe e un spațiu în care există loc și pentru un tip de înțelegere și pentru un tip de empatie care cumva să dubleze rigoarea asta a muncii și profesionalismul și care cumva să lase loc și unui tip de emoționalitate pe care să știi că poți să o exprimi și să nu-ți fie teamă că vei fi judecat sau judecată că o exprimi. Adică cred că venim din școli în care iarăși să nu existe tipul ăsta de centrare pe un singur om care le știe pe toate și restul le știu mult mai puțin, de obicei regizorul, vorbesc acum de teatru, deci pe figura asta super de lider care de fapt acționează și care trebuie să fie ascultat și generează idei, iar ceilalți le execută. Adică înseamnă un spațiu mult mai colaborativ și mult mai permisiv într-un fel și care să se bazeze de fapt pe mult mai multă empatie, pentru că într-un fel mi se pare foarte greu să exerseze asta. Și cred că de multe ori vine și din școală. În școală, până la urmă, ca regizor, ești învățat că ești liderul și că trebuie să fii mâna de fier și că dacă nu ești foarte dur, nimeni nu te va asculta și că nimeni nu se va raporta la tine ca la un lider. Și cred că tipul ăsta
de autoritate îți, cum să zic, îți virusează foarte mult comportamentul cu ceilalți și înțelegerea. Și da, nu știu, să ai posibilitatea de fapt să găsești să găsești foarte multe resurse și să știi că te poți și autoeduca și că te poți educa împreună cu grupul din care faci parte, că nu există numai, cum să zic, presiunea asta pusă pe produs, pentru că și aici, din păcate, funcționăm foarte mult, cel puțin în zona asta independentă, am ajuns, din păcate, să funcționăm foarte mult într-o logică a produsului, pentru că suntem dependenți de niște coluri și asta duce la un tip de erodare a relațiilor de muncă și a relațiilor dintre noi până la urmă. Și cred că să se țină cont mai mult de, nu știu, de lucrurile prin care treci poate la un moment dat. De exemplu, nu știu, eu vin cu experiența mea, eu știu că în momentul în care, după ce am născut, am avut senzația că mi s-a terminat lumea și spuneam Catiei, că sunt și Monica aici, că sunt absolut convinsă că nu o să mai vrea nimeni să lucreze cu mine. Adică intri, ba da, adică intri cumva într-un mecanism din ăsta în care te autosabotezi pentru că ai senzația că nu mai ești ineficientă și pentru că cu siguranță că te va ocoli lumea și că nu-ți vei mai găsi locul și că, apropo de ce spuneai și tu, vii de fapt vii cu un bagaj care îți erodează foarte mult spațiul ăsta afectiv și ajungi foarte greu să-l mai găsești. Și după ce îl găsești, îl păstrezi greu. Deci cred că sunt foarte multe lucruri pe care, din păcate, nu le învățăm, le exersăm, ajungem să le exersăm, dar ne ia foarte mult timp să le exersăm și adevărul e că uneori suntem foarte, cum să zic, obosiți așa de logica asta a produsului, a faptului că trebuie să scoatem un spectacol acum pentru că e un deadline, pentru că n-avem ce să mai facem și asta cumva ne și erodează foarte mult relațiile și de lucru și între noi ca, nu știu, artiste care lucrăm într-un proiect, ajungem de multe ori să nu mai dăm atenție unor elemente care până la urmă sunt foarte importante și care până la urmă ne-au adus împreună, nu? Că de asta suntem în zona asta. Bine, pentru mine e destul, în legătură cu crearea unui spațiu în care te simți în siguranță, e destul de simplu pentru că pot să aleg din postura privilegiată în vârful piramidei trofice cu cine să lucrez și cu cine să nu lucrez. Asta mi se pare, cred că asta a fost și metoda prin care să-mi creez un spațiu sigur, să ajung în vârf unde eu să decid spațiul respectiv. Dar știu, sunt experient, de exemplu, pentru cele care nu sunt de privilegiate să fie niște poziții de putere, femei care lucrează în echipele de filmare și că de la care am auzit niște experiențe absolut atroce de hărțuire sexuală în echipele de filmare și e o lume foarte mică, pleci dintr-o, adică dacă, se pune problema în felul următor, ok, dacă nu mă supun, dacă nu mă supun acestor experiențe, unde mă duc? Sunt câteva mese, da? Ca în filmul Naia Carafil, sunt câteva mese în industria asta și nu te mai poți așeza la niciuna dintre ele după aia, dacă nu tolerezi genul ăsta de comportament. Și ce faci? De exemplu, dacă ești asistentă de producție, ce faci? Schimbi industria, că asta este opțiunea pe care ți se oferă, sau rămâi și accepti genul, tipul de hărțuire sexuală la care sunt supuse multe dintre ele. Astea sunt lucruri care pot fi schimbate în echipele de filmare, pentru că depinde șefii de departament care să impună o anumită ordine. Dar problema e că e mai important, fix de ce spuneai tu, despre că e important produsul, arta, ceea ce facem noi la final. Așa sunt și, domnule, trebuie să lucrez cu focus puller ăsta, că altfel altul nu găsesc altul la fel de bun. Cine face focus? Cine face focusul la cameră dacă îl dau afară fiindcă hărțuiește femei pe platou? Și da, deci mi se pare că eu personal sunt într-o poziție safe, am
am avut grijă să fiu într-o poziție safe, dar sunt foarte multe femei care trec prin niște experiențe absolut îngrozitoare zilnic în meseria lor pe care vor să o practice și care nu reușesc să iasă din această capcană. Mi se pare că e o chestiune despre care nu se discută. Oricum, echipele de filmare sunt în general... acolo vezi cum sunt împărțite femei și bărbați. Femei la costume și machiaj, bărbați la grip și electrică. Și, mă rog, la cameră. Deci vezi împărțirea asta în echipele de filmare, pe gen. Și mi se pare că nu se discută niciodată despre ce se întâmplă în interiorul acestor echipe, despre toată presiunea asta, că e mai importantă, e produsul și e important arta pe care o facem noi și stai dragă că n-ai murit, stai dragă că nu ți-a făcut nimic, stai dragă că nu s-a întâmplat nimic, ai înțeles tu greșit, ai mai face și el o glumă, nu știu ce. Mie personal mi se pare că ar trebui să discutăm mult mai des despre ce înseamnă asta și experiențele prin care trec femeile în momentul în care intră în echipe de filmare. Nu zic că peste tot e la fel, în toate echipele, dar știu foarte multe povești, deci nu sunt niște întâmplări oarecare aruncate. Asta apropo de ce spuneai tu, că tu te simți în siguranță acolo, știi, în echipa de filmare și lipsită de apărare în momentul în care ești pe stradă și nu mai ești în acest spațiu safe, știi? Că asta e interesant, că raportul, știi, pentru că ești într-o poziție de putere, te simți în siguranță acolo, pentru altele e îngrozitor femei. Adică am auzit povești femei plângând. Ochii în lacrimi povesteau experiențele lor. Iar în ceea ce privește un spațiu safe interior, nu? Parcă asta a fost întrebarea, mental, nu? Da, de expresie. De expresie. Hărțuire și... Da. Aici cred că cum ar arăta un spațiu singur. Cum ar arăta un spațiu singur de expresie? E complicat. De lucru mai mult, un spațiu sigur de lucru. Cum ar arăta pentru fiecare dintre voi? O las pe Katia să răspund. Mă mai gândesc. Un spațiu sigur de lucru. Eu deocamdată cred că am găsit niște spații sigure de lucru, care sunt sigure în ideea în care se poate vorbi, se poate discuta orice, asta am senzația, cu sub diverse forme, cu conflicte, cu amărăciuni, cu plânsete, cu țipete, habar n-am, dar se discută, se poate discuta. Și depășind... discuții și legate de gen și egalitatea sau lipsa egalității de gen sau faptul că inclusiv ce se întâmplă în lume, având senzația că nu ne influențează, totuși pătrunde și în grupurile noastre, discutând chiar și lucrurile astea, experiența asta comună ne duce mai departe și creează un spațiu tot mai sigur pentru toată lumea și pentru tot mai multe tipuri de discuții. Dar revenind la întrebarea, adică cealaltă parte a întrebării, mi-am adus aminte că eu când eram mică, toată problema mea era să fiu deșteaptă. Și de când sunt actriță, tot e numai despre cum arăt și cum mă port și, mă rog, mult despre cum arăt. Și când eram mică, n-am fost deloc pregătită pentru genul ăsta de discuții și... Sigur că în facultate a fost prima dată când am luat contact cu genul ăsta de discuții și de raportare la propria persoană și la felul în care lumea se raportează la mine și n-a fost ușor. Acum mi-e mai ușor pentru că am senzația că am depășit. Da, mă rog, cred că n-am depășit. Dar mi-am adus aminte de ceva, ce cred că n-am zis niciodată. Apropo de internalizarea problemei despre care vorbim, că senzația mea este că acum sunt puternică, mă refer la mediile de lucru, inclusiv la cele mai puțin sigure în care trebuie să lucrez. Am senzația că sunt pregătită și să reacționez și să să mă apăr, dar și să iau apărarea cuiva dacă e cazul, vorbesc, atenționez, lumea știe că în jurul meu, fără glume misogine, mă rog, e și asta ceva până la urmă. Da, dar mi-au luat vreo 15 ani. Dar
unul dintre primele spectacole în care am jucat într-un teatru de stat. Aveam o scenă în care trebuia să mă sărut cu partenerul și era un fel de început de sărut și se trăgea perdeluța. Deci puteam să ne oprim. Și de fiecare dată el continua sărutul într-un mod foarte șocant pentru mine, de fiecare dată. Nu știu de ce mă miram de fiecare dată. Și până la ultimul spectacol a fost la fel. Și dacă zicea cineva, mama, deci aș fi dat așa niște sfaturi bune, aș fi știut exact ce să-i zic persoanei, fetei, în situație. Dar eu nu am reacționat în niciun fel. Nici nu m-am mai gândit la povestea asta și, cum să zic, de foarte multe ori spun că eu am fost protejată, am scăpat, n-am avut situații și, într-adevăr, n-am avut situațiile cele mai neplăcute și mai grave. Dar îmi dau seama că plec pregătită când ies din casă cu o serie de tipuri de protecție. De la protecție fizică la protecție mentală, emoțională. Și e un consum nedrept pe care noi trebuie să-l suportăm. Și nu e ok. Și inclusiv astăzi, când mi se pare că sunt mai puternică și că am surorile mele alături de mine și că se discută și că din fericire mă învârt în niște medii profesionale mai deschise, mai curajoase, mai progresiste. Cum să zic? Am internalizat foarte multe lucruri pe care mi-e greu să mi le accept. Și cred că e încă mult de lucru și dacă e atât de mult de lucru în cercurile noastre, în grupurile noastre, mă îngrozesc la ce e în alte medii. Și din când în când mai dau cu nasul de ele și nu zic că e o atitudine bună asta să fugi, să te salvezi pe tine. Nu e o atitudine bună. Dar, mă rog, senzația mea este că uneori cu lucrurile pe care le facem ne dorim să atingem și și mediile mai conservatoare, mai tradiționale, mai așa, prin ricoșeu să schimbăm să lucrurile. Provoci cumva o schimbare, nu? Prin toate strategiile astea. Da, adică mie mi se pare că de la astea, adică, cum să zic, un semn că se mai schimbă lucrurile este de la felul în care lucrezi, de la cum sunt relațiile de lucru, până la temele abordate. Iarăși, mi s-a întâmplat să fiu în spectacole unde, cum să zic, era de la sine înțeles că femeia e privită într-un anumit fel, că glumele misogine câștigă la public, că lucrurile astea sunt acceptate de toată lumea, normale, cerute. Așa e lumea, așa funcționează. Și senzația mea este că venind și cu, nu doar cu un discurs teoretic, dar cu propuneri concrete, artistice, că asta facem, cu alternative, cu produse alternative, cu tematici de spectacole, de teatru și filme, cu alte tematici, pentru că și asta e până la urmă, știi, zici, vreau și să fie și regizoare femei, regizoare. Ok, dar nu e doar că vrei să ai și femei. Ideea e că odată ce vei avea și femei, vei avea și alte subiecte, vei avea și alte tipuri de abordări, vei avea... Deci nu e o chestie doar de paritate de gen. E mai profundă discuția și lucrurile au bătaie mai lungă, cred. Nu se poate. Haide, bună! Da, apropo de ce zicea Katia, apropo de mediile astea despre care vorbim și de întrebarea voastră cu spațiile safe, și mă refer în special la teatru, din păcate ele sunt extrem de puține, adică vorbim așa de niște spații insulare, dar de fapt marea masă, ca să zic așa, e dominată de relații extrem de misogine, de relații sexiste. Să nu uităm că am avut totuși un caz absolut
cum să zic, consternant acum câțiva ani la Teatrul Maghiar din Cluj, când un regizor a lovit, a pălmuit o actriță, s-a știut despre lucrul ăsta, s-a vorbit despre lucrul ăsta și nu s-a întâmplat absolut nimic, s-au luat și unele poziții, directorul teatrului, la rândul lui, un regizor important, l-a apărat pe regizorul respectiv, adică și sunt foarte, foarte multe cazuri de abuzuri, atât fizice cât și emoționale, despre care nu se vorbește absolut deloc. Iar atunci când se vorbește, cum a fost și cazul ăsta, chiar nu s-a întâmplat, nu s-au luat niciun fel de măsuri și vorbim despre un regizor, Andri Jol, dacă este numele lui, care nu are dreptul să regizeze în anumite țări din lumea asta, tocmai pentru că a avut un comportament abuziv. Și lucrurile astea nu sunt spuse foarte, foarte clar. Mi-aduc aminte, apropo de exemplu Catiei, că în 2009 lucram la un teatru foarte mic din București, eram la început, lucram într-o echipă cu o regizoare, cu o scenografă, cu trei actrițe și un actor, deci o echipă în special formată din femei, și că la prima întâlnire cu directorul teatrului ni s-a spus: bă, fetelor, eu nu cred că voi o să terminați vreodată acest spectacol. Și, a fost un moment destul de complicat pe parcursul repetițiilor, pentru că o actriță a trebuit să plece și a venit și ne-a spus: vedeți, eu v-am spus că nu o să-l terminați. Deci, eu ce v-am zis? Acum, terminați-l, ce faceți? Să vă văd cum îl terminați. E, atitudinea asta, sigur că ne distanțăm de ele, cum zice Katia, devenim mai puternice, ne ajutăm unele pe altele, dar ele de fapt sunt, dominante. Adică spațiile astea cât de cât safe, în care încercăm să generăm alte tipuri de raporturi de muncă, de creație, de respect, de atenție, de empatie, sunt de fapt foarte puțin. Grosul este unul foarte dur. Ceea ce face ca multe artiste, actrițe în special, să renunțe, pentru că nu rezistă efectiv acestui tip nu rezistă tăvălelii, hai să spunem. Iarăși un lucru despre care spunea și Katia, egalitatea nu înseamnă doar paritate. Egalitatea înseamnă, în primul rând, din punctul meu de vedere, acum mai mult decât orice, acces la resurse. Acces la spații, acces la bani cu care să-ți faci producțiile, ceea ce iarăși este extrem de problematic. Pentru că teatrul s-ar putea să ne păcălească dintr-o anumită perspectivă. În momentul ăsta există regizoare, există colective de femei care lucrează, dacă ne uităm așa la o privire de ansamblu. Dar atenție, lucrează în special în mediul independent, unde de fapt sunt foarte puțini bani și unde fac de toate, unde ele sunt, își scriu proiectele, unde ele sunt actrițe, unde ele sunt regizoare, unde ele sunt producătoare, unde ele spală în spații, unde fac tot. Sunt foarte puține nume de artiste care pătrund în spații unde de fapt sunt bani și unde de fapt sunt resursele importante. Și de asta cred că discuția e bine depus și în zona asta a accesului la resurse, pentru că acolo de fapt e bătălia foarte mare și acolo vei vedea, dacă te uiți, că există foarte puține regizoare pe afișele teatrelor importante. Au început așa, timid să mai pătrundă, dar dacă faci o analiză doar de la nivelul ăsta, câte regizoare și câți regizori au de fapt acces la resurse importante, o să vezi că e foarte trist. Mă întreb și cum sunt plătite. Mă întreb. În sensul ăsta vi s-ar părea necesară, apariția unor mecanisme de finanțare special pentru corectarea acestei inegalități, adică un fel de bugetare pe gen și chiar niște fonduri destinate pentru așa ceva, pentru că oricum e clar că puținele mecanisme de finanțare nu asigură nici nevoile
sectorului cultural independent, Armite, o perspectivă de gen pe chestia asta? Da, eu cred că un tip de stimulare și sprijinire și toate lucrurile astea care vin aparent că sunt obligatorii și nu sunt naturale, eu cred că sunt foarte importante în momente din astea. Și ele trebuie susținute pentru diverse cauze și tematici până când lucrurile se echilibrează într-un fel. Dar sigur că banii aia puțin, dacă îi luăm noi, rupem. Eu aș susține cu siguranță, bine, și din interes propriu, normal, știți că de finanțare pe gen. Da, mai ales în cinema, dacă te uiți, sunt foarte puține femei, doamne, foarte puține regizoare, iar această femeie regizor, mă calcă, și cu toate astea o spun în continuare. Nu, ai internalizat. Total. Cred că ăsta e motivul pentru care multe se duc și în zona de documentar. Pentru că sunt mai puțin bani, dar și cu banii aia mai puțin vine mai puțină presiune pentru a demonstra că ești un geniu al cinematografiei și în același timp e și o zonă care îți permite să experimentezi un pic mai mult, cel puțin pentru mine, asta de a-l apreciez. Și da, cred că e absolut necesar. De exemplu, toate filmele făcute de femei în România, pentru mine sunt superbe, mă uit cu un interes crescut la ele dintr-un bias de gen, evident, dar au ceva care îmi place și care mă interesează și care mă atrage și care e important pentru mine să văd alte femei ce fac ele. Și aș fi total pentru deschiderea unor linii de finanțare care să susțină film făcut de femei, nu cu, nu știu, banii aia imenși de la CNC, dar totuși, pentru că există foarte, cum a fost și la mine, foarte mult internalizarea asta, nu știi, nu poți, nu ești capabil, vrei să fii soție de scriitor, așa, nu, până nu stai să te gândești, să te analizezi, să vezi ce se întâmplă și cum îți pui singură piedică, după aia când te uiți la drumul pe care l-ai de parcurs, e un drum așa de lung și de greu de urcat și ai nevoie de foarte mult sprijin. Și cu toate că, da, trăim în această industrie progresistă cu oamenii deschiși la minte, tot există o oarecare ezitare când vine vorba și uite, vrei să faci film? Da? Ce drăguț! Și ce vrei tu să faci? O povestioară drăguță de dragoste? Ce vrei să faci? Adică există un, evident că nu se spun, nu sunt, lucrurile nu sunt spuse cu cuvintele astea, dar există un oarecare bias acolo pe care le simți de fiecare dată și internalizezi și tu ideea asta. Doamne, acum sunt responsabilă pentru sute de mii de euro, cât de dracu sunt băgate într-un film și trebuie să demonstrezi și trebuie să-și dea că nu-s capabilă. În bărbați au un anumit tip de încredere în ei și merg înainte și nu spun problema de toate lucrurile astea care vin în spate. Și atunci cred că e foarte important să... Am văzut pe domnul de la... Dar ziceți, ce am zis greșit? Nu aveți încredere în dumneavoastră? Bine, mirați-vă, sigur. Nu e o discuție anti-bărbați. Da. Pro-femei. Eu admir... Personal admir încrederea pe care bărbații au în ei de a merge înainte, de a face niște lucruri. Mi se pare că femeile își pun foarte multe piedici și întrebări și se chestionează și se rechestionează în mod constant și la infinit. Să facă și bărbații. Da, nu știu, să încetăm noi să ne mai... Aș zice eu, e mai simplu. Apropo de regizoare, stai un pic. Apropo de regizoare femeie, nu știu dacă ați trecut și voi prin etapele astea, apropo de limbaj. Am avut mulți ani chestia asta, să mă prezint ca actor și în general să vreau să cumva să ca să fiu și eu luat în considerare ca ceilalți, să folosesc la masculin cuvintele. Am avut etapa asta, iar acum sunt în partea cealaltă în care e nebunim pe toți cu femininele și cu femininul. Și de când am devenit foarte atentă, e cu atât mai deranjant, dar și mai revelator cât de rar folosim și cum e folosit și
cum reacționează oamenii când insiști sau, de exemplu, ultima vreme, apropo de filmul lui Radu, tot când vorbeam, zic de producătoare. Producătoarea, Ada Solomon, producătoarea, și toată lumea zice producător și mai corectez sau... Și așa, ca și cum, da, ce am zis, da, ce mai... Și mi se pare foarte important și foarte... E revelator limbajul pentru starea situației, pentru starea națiunii. E revelator și nu știu dacă cu Mihaela vorbeam cu tine că în Franța, nu? În Franța, dacă sunt mai multe femei decât bărbați într-un grup, folosești femininul la plural, nu masculinul. Și am decis că preiau asta. Da, ce să zic legat de întrebarea ta, dacă ar trebui să fie? Mănânci calul ovăz, cam așa e întrebarea ta. Nu știu ce să zic. Eu sunt foarte pesimistă că se va întâmpla asta, cel puțin în următorii 10 ani, pentru că, nu știu, după tot anul ăsta pandemic în care ne-am întâlnit cu autorități locale, ministeriale, de toate felurile, ce să zic, e foarte greu măcar aceste fonduri, așa cum sunt ele, să reușim încă să le avem și poate, iată, încă un col la Arcub. Adică situația e dezarmantă, nu știu, nu, ideea de a avea ce propuneți voi, sigur că ar fi ceva extraordinar, salutar, însă contextul cel puțin pentru zona de teatru, e dezastruos în momentul ăsta pentru zona de arte spectacolului independent. Adică chiar ne uitam zilele trecute, vineri, nu știu când, s-au dat rezultatele la FCN. Este dezastru, deci au căzut proiecte cu 92-93 aproape de puncte. Adică ceva ce nu s-a mai întâmplat până acum. E evident că practic luptăm între noi, de asta zic că tema asta trebuie să... De fapt, să discutăm despre accesul la resurse, pentru că aici e marea problemă. Luptăm între noi zeci, sute de organizații pe niște fonduri extrem de mici. Facem niște eforturi enorme să ținem niște spații, deci niște eforturi așa absolut, te gândești oare dacă chiar merită la finalul zilei. Și nu știu, eu, mie mi se pare că e una dintre cele mai crunte perioade din punctul ăsta de vedere. Adică pentru zona asta independentă e o situație foarte grea. Așa că nu, mi s-ar părea, ce să zic, da, dar că realitatea ne arată că lucrurile stau de fapt foarte prost și că e tot mai greu pentru colective, în primul rând, e o problemă pentru artiștii care, să zicem, din zona independentă, care cât de cât sunt cunoscuți. Și aici e complicat, dar pentru cine nu e cunoscut în momentul ăsta, da? Deci pentru absolvenți, pentru oameni care termină în momentul ăsta, este de zeci de ori mai complicat și resursele, de fapt, pentru aceste noi colective sunt foarte, foarte mici și posibilitatea ca ei să pătrundă realmente și să-și facă, să zicem, un spectacol, ceea ce e mai simplu decât un film, măcar ca întindere, ca... e iarăși devine foarte, foarte mică, așa că, na, nu știu, eu dau microfonul. Da, apropo de întrebarea, nu cred că mi-am pus problema foarte mult înainte, însă pentru mine răspunsurile voastre au fost foarte educative în momentul ăsta. Dar cred că am simțit asta, triggerul ăsta de cuvântul regizoare, cuvântul producătoare, mi-am dat seama că chiar l-am evitat foarte mult timp în tot felul de contexte. Da, nu știu, eu sunt foarte... Mie foarte neclară, cumva, în momentul ăsta, situația, în primul rând, a mea personală, poate, la subiectul ăsta. Da, mă rog, eu m-aș lua tot la de ce a zis Katia, de faptul că își zice actriță și... Mie mi se pare că... La vârsta voastră îmi ziceam actor.
Și eu îmi zic editor și îmi zic montor, știi? Pentru că mă simt mai puternică în felul ăsta, știi? Mă simt că e... cumva e egal, da, și îmi place, nu știu, senzația asta. Știi că când zic sunt monteoză sau editoare, pare așa un pic slăbiciune, dar cred că e în capul meu, adică sunt învățată că fiind femeie și făcând o meserie de genul ăsta, ești mai slabă într-un fel și na, cred că o să creștem și o să ne zicem și noi regizoare și monteoză și... Și legat de finanțări, nici nu știu dacă trebuie să existe, mă gândeam acum, dar asta nu discriminează pe bărbat, eram săraci bărbați, ia ca încă un... Nu cred că trebuie să mă gândesc așa, știi, adică nu... Mă gândeam că cum o faci mai micro, adică nu atât, în sensul de... Mă rog, e o chestie pornind de la educație pe care o primește bărbatul în familie și cum e învățat să se raporteze la femei, de juriile care, mă rog, și apropo de finanțări, de juriile care dau aceste finanțări, adică cine jurizează tipurile de proiecte, adică până la un tip de finanțare dată pentru un gen. Cred că, adică m-aș întoarce mai la... Adică până să fac... Mă rog, nici eu, că nu am experiență cu finanțările și lucrurile de genul ăsta, cum aveți voi... Dar, na, din ce am auzit și din ce era în jurul meu, era o problemă și cu cine dă aceste finanțări și cine le aprobă și cine dă notele. Da, și... Asta e o problemă. Da. Da. Când, acum, la concursul ăsta CNC, 3 comisii, o singură femeie în 3 comisii. Dacă te uitai peste propunere, era oarecare paritate între femei și bărbați. Dar când au fost decise comisiile, doar o singură femeie a fost numită în comisia de ficțiune, celelalte 2 comisii, bărbați. Și e problematic. Da, este un concurs de scenariste, adică e secretizat concursul. Dar mi se pare că trebuie să existe acolo și niște interese, adică niște opinii ale unor femei, niște care să privească și să citească și nu contează. Chiar dacă ești la nivel de reprezentare într-o comisie, tot mi se pare că e în neregulă ce se întâmplă. Ok, deci... Eu nu cred că discriminăm pe bărbați. Cred că, din contră, cred că toate discuțiile astea și toate lucrurile care ar sprijini egalitatea de gen ar face ca societatea să fie mai bună și mai justă pentru toată lumea. Chiar le-ar fi bine tuturor. Atunci când vine vorba de genul ăsta de fonduri, ele sunt făcute pentru a da șansa mai multor femei, pentru că bărbații obțin finanțare pe bună dreptate, pe merit, nu e asta problema, dar pentru a încuraja și a crește o generație de cineaste, ai nevoie de niște fonduri speciale, de aia nu cred că e discriminare, adică nu vine nimeni să le ia pâinea de la gură bărbaților, ci de a susține financiar în plus niște femei țintit. De-aia. Dar nu știu de ce mă uit la tine când nu... Scuze, ca și cum te-aș acuza. Și dincolo de asta, mă rog, și de faptul că situația finanțelor era dramatică oricum și dinainte de pandemie, e clar că nu ajunge să-ți creezi spații sigure, să te retragi, nu știu, să îți faci o strategie bazată pe mai multă autoritate sau mai știu eu ce. La un moment dat tot ajungi să te confrunți cu probleme sistemice. Și povara e doar pe umerii tăi cumva, adică trebuie să rezolvi tu, trebuie să știi cum să faci față acestei situații. Ce credeți că am putea să punem în loc? Adică nu știu ce ar trebui să se întâmple la modul ideal ca situațiile de abuz să fie cumva rezolvate, gestionate, nu știu. Adică sancționate, exact. Și nu doar de abuz, de inegalitate, de... Un fond special ar fi bun. Nu un fond special, dar instituții care să... Da. Ar putea exista o instituție care să... Nu știu, adică...
adică eu habar nu... Eu cred că e foarte important ca în instituțiile în care sunt și care există în momentul ăsta, și mă refer acum la partea educațională, care aici e super importantă, cumva să nu mai fie tolerate anumite tipuri de abuzuri, să fie sancționate, să fie excluse persoane care au un comportament abuziv. Deci cred cumva că lucrurile astea trebuie să devină cumva foarte clare. Adică noi încă purtăm discuții, da, totuși vezi că e o nuanță în ce a zis, vezi că lucrurile pot fi interpretate. Nu, nu există. Deci sunt anumite lucruri care ajung la un tip de abuz unde nu mai există nuanțe. Abuzul e abuz, hărțuirea e hărțuire, nu avem cum să cotim. Și cred că trebuie să devenim și noi, ca, nu știu, cadre didactice, universități, licee, mult mai conștienți de lucrurile astea și să le sancționăm mult mai clar. Pentru că ele se perpetuează, ele distrug oameni, ele distrug într-un fel realmente drumuri, și atunci cred că e nevoie de tipul ăsta de intervenție mult, mult mai drastică. Pentru că noi avem discuții. Uneori intrăm așa în tot felul de nuanțe, cum spuneam, nu există uneori. Și atunci e bine să fim foarte atenți la lucrurile astea. Ca să fim atenți, atente, trebuie să știm și despre ce vorbim și să avem și forța asta uneori să facem. Pentru că uneori mediile sunt intimidante. Apropo de discuția asta despre limbaj, iată că noi discutăm acum în 2021 despre lucrurile astea în contextul în care limbajul este acțiune politică. Adică el asta e, asta a fost întotdeauna. Limbajul performează în spațiul public, performează politic, iar noi discutăm despre lucrurile astea. De ce? Cumva pentru că nici nu avem o formare în zona asta, pentru că descoperim foarte târziu, adică noi toate am descoperit târziu, greu, am descoperit datorită unor medii, am descoperit datorită unor întâlniri, am descoperit, e foarte complicat. Și atunci trebuie să găsim, cred eu, niște contradiscursuri și niște contraacțiuni care să poată într-un fel să nu mai perpetueze lucrurile astea. Aici e foarte greu. Sigur că nu o să poți să le excluzi din prima, dar cred că nu mai trebuie, adică trebuie sancționate mult mai drastic. Pentru că ele n-au fost sancționate, au fost continuu normalizate și până la urmă spațiile educaționale generează la rândul lor comportamente foarte importante și uneori foarte destructive. Asta apropo de ce putem face. Și în al doilea rând, nu știu, mi se pare important, o ascultam, nu mai știu, acum o săptămână, două săptămâni, Mozaic a invitat-o pe Judith Butler la o discuție foarte interesantă despre cum putem să ne opunem noilor mișcări anti-gen, noilor mișcări de extremă dreapta, și ea spunea la un moment dat că îi se pare foarte relevant, pentru că în momentul ăsta zicea că practic nu mai există spații care să nu fie în acest tip de la cele mai aparent democratice spații până la cele mai, hai să zicem, autoritare. Derapajele sunt foarte mari și atunci vorbea de niște tipuri de alianțe pe care ar trebui să le facem între grupuri, între comunități, între medii, care ne-ar putea ajuta să trecem peste lucrurile astea, sau spunea să fim mai drastici atunci când ne poziționăm față de el. Cred că tipul ăsta, deși știu că sună neclar și e neclar, tipul ăsta de alianțe cumva sunt importante, pentru că de foarte multe ori în fața abuzului, hărțuirii, ești singură. Și senzația asta că ești foarte singură e foarte dureroasă. În momentul în care se creează grupuri și alianțe și știi că te poți baza, atunci cred că îți dă un tip de atitudine și devine mai ușoară poziționarea, pentru că până la urmă e o poziționare.
Da, asta categoric, asta e un lucru pe care l-am descoperit și de asta e frustrant când auzi colege care zic că lupt eu cu mine, eu cu mine. Ideea de a pune presiunea pe victime și de a te simți singură sau de a aștepta de la cele care sunt în situații de abuz să vorbească, asta e unul dintre lucrurile pe care l-am învățat în datorită colegelor mele și celor cu care lucrez. Ideea asta de a nu aștepta tot de la victimă să fie cea care vorbește, care își ia apărarea, care se reprezintă, care face primul pas, care duce lupta. E teribil pentru persoana respectivă. Și sigur că noi, prin ceea ce facem, teatru și film, cred că avem și șansa asta să putem să vorbim despre anumite lucruri care ne preocupă, dar avem nevoie de bani pentru asta. Categoric, da. Da, eu cred că e foarte important să existe și un spațiu în care poți să vorbești anonim despre lucrurile astea, adică de multe ori poate victimele nu au puterea să vorbească sau, cum zicea și Raluca, există 5 mese la care poți să te așezi și atunci dacă ai vorbit despre asta ți-ai cam pierdut șansele de a mai lucra cu ceilalți 4 sau... și atunci un spațiu neutru mi se pare că ar ajuta. Da, și niște mecanisme de tragere la răspundere. Ne apropiem de final, așa că vreau să întrebăm dacă mai există întrebări de la voi. Bună seara, eu n-aș vrea să... Adică poate vin și întrebări, nu știu, aș vrea să comentez un pic. Mă numesc Monica Marinescu și sunt actriță, am terminat actorie în această minunată facultate și am lucrat și ca autoare de teatru și mi se pare că noi ca societate, atât bărbați, dar și femei, avem o toleranță foarte, foarte ridicată la discriminare și mi se pare că pentru femei luptele sunt foarte multe și foarte grele, pentru că trebuie să luptăm pe de o parte cu barierele din societate, să fim solidare, să construim suroritatea, să dovedim, să demonstrăm, și pe de altă parte trebuie să luptăm și cu noi foarte mult, așa cum spunea și Raluca Durbacă despre propriile neîncrederi, dar și cu propriul cu propria discriminare sau cu propriul sexism internalizat, apropo de discuția despre faptul că nu te simți safe, Lucia, în spații cu femei mai în vârstă. Cred că, adică mi se pare că societatea, și mi se pare că asta e esența patriarhatului, nu e doar vorba despre bărbați și femei, cât este vorba despre masculinitate și feminitate. Adică am observat că femeile au șanse să reușească cu atât mai mult cu cât adoptă trăsături masculine, cu atât mai mult cu cât adoptă atitudini clasic masculine, autoritare, ferme, stil vestimentar, nu știu, sunt foarte multe nivele în care se manifestă diferențele, discrepanțele astea. Iar, nu știu, aș vrea să spun un pic despre experiența mea, pentru că mi se pare că uneori vrem să fim puternice și atunci o tactică de a fi puternice este să ne prefacem că lucrurile nu sunt chiar așa cum sunt sau să ne reprimăm experiențe sau să, da, în momentul să nu încasăm situații discriminatorii, să ni se pară că nu, mi s-a părut, mă prefac că nu există, nu încasez. Eu le-am încasat foarte dur așa de-a lungul vieții. Mi-amintesc că atunci când m-am hotărât să dau la facultate, mi-ar fi plăcut să dau la regie, dar aveam cumva și nu știu de unde aveam ideea asta că nu sunt suficient de deșteaptă și că oricum ca să fii regizoare ar trebui să fii mai bărbat, adică nu era de neconceput să fii femeie regizoare, dar nu puteam concepe că aș putea fi acel gen de femeie. Iar apoi în facultate, ca studentă la actorie, am avut în această facultate, în cursul de actorie, lecții despre cum
noi actrițele trebuie să fim un pic curve, trebuie să ne mergem la castinguri cu decolteu, nu știu cum. Adică astea erau mesaje foarte explicite pe care le-am primit și pe lângă asta comportament de hărțuire față de studente era absolut normalizat la ordinea zilei în 2008-2009. Eu mi-am întrerupt și studiile din acest motiv. Iar ulterior, cum să zic, am avut norocul și eu lucrând cu Mihaela și cu Katia și creându-mi bule să nu mă mai confrunt cu problemele astea de cele mai grave. Ne raportăm mereu la lucrurile cele mai grave, nu m-am mai confruntat cu problemele cele mai grave, dar au apărut forme mult mai subtile de discriminare. Când am absolvit, am lucrat într-un colectiv de băieți, am făcut improvizație cu ei și erau drăguți, așa încercau, nu vorbeam de hărțuire. Dar când au făcut un afiș cu noi, în care ne desenaseră, eram toți caractere animate, eu aveam niște țâțe de vreo 3 kg, adică erau tot felul de lucruri subtile, totuși foarte umilitoare și foarte jignitoare pentru mine. Da, adică mă bucur că putem să ne amuzăm, dar realmente este foarte... Și ca urmare tu ai ieșit din grup, adică n-ai mai rămas. Am ieșit din grup din aceste motive. Pe lângă asta, când s-a ales un nume pentru acel grup, numele grupului a fost în unanimitate decis să se numească Băieții, nu știu cum, deși eu eram singura femeie, adică fiind și eu în acel grup, ei au hotărât să ne numim Băieții. Și adică am ieșit din grup. Iar apoi, cum să zic, în spațiile noastre safe am început să ne lovim, tot am început să ne lovim de lumea din exterior. Adică dacă noi am reușit în grupurile noastre să avem niște practici mai ok, ne-am lovit de situații în care, cum să spun, când spectacolele noastre erau prezentate în media, de multe ori erau menționate numele colegilor, chiar într-un spectacol, Katia și cu mine, am fost prezentate într-o emisiune radio și fetele. Adică noi eram și fetele. Când am câștigat un premiu lucrând cu colegul meu, am scris împreună un spectacol, ICR-ul a anunțat, iar pe mine m-a prezentat Alice cu prenumele când mi-a făcut prezentarea. Da, pe mine mă cheamă și Alice. Au zis Alice este un om alteat, nu știu ce. Adică pur și simplu nu mi-au scris tot numele. Am fost, Mihaela, dacă ți-amintești acest moment minunat, când am fost invitați într-o emisiune TV la un post, ne-au rugat să vină 3 persoane din partea echipei noastre, coordonam Platforma de Teatru Politic 2015, m-am dus cu Mihaela, trebuia să merg cu Mihaela, iar doamna, apropo de cum și femeile internalizează, prezentatoarea emisiunii a refuzat inițial să ne primească, a zis că nu se poate să vorbim 3 femei despre teatru politic. Să vină Mihaela, că o știa, și să vină un bărbat. Nu, ce e asta? Ne-ați trimis, vreți să ne trimiteți 2 femei? Adică, cumva, dacă depășim nivelul hărțuirii, violenței fizice, că pare că ăsta e standardul la care ne raportăm, urmează tot felul de forme subtile care ajung tot să te sape, să te împovăreze foarte mult, să-ți facă accesul la resurse și mai dificil, din cauza că pur și simplu permanent te aștepți să fii invizibilizată, respinsă, dată la o parte. Adică da, cumva asta zic. Pentru mine au fost diferite niveluri și inclusiv în momentul în care am ajuns să lucrez într-o echipă strict de femei și să am poziția privilegiată de a coordona și de a regiza tot proiectul, iarăși m-am lovit de aceste bariere că femeile respective, o parte dintre ele cel puțin, erau foarte familiarizate cu un stil foarte autoritar, foarte ferm, pe care eu nu am vrut să-l adopt în munca mea. Eu am vrut să creăm un spațiu emoțional, să discutăm, să negociem și m-am trezit că ajung să fiu foarte chestionată, că nu transmit încredere dacă nu am această atitudine foarte clasic masculină de facem așa.
Adică, da, cumva asta am vrut să adaug, că sunt foarte, foarte, foarte multe niveluri ale discriminării și că munca noastră e foarte, foarte grea și cred că e foarte important, apropo de ce e de făcut, pe lângă faptul că noi visăm la fonduri pentru femei, pentru probleme ale femeilor, pentru, cred că e foarte important să fim foarte conștiente de asta, să nu fugim de a ne asuma această condiție vulnerabilă pe care o avem, pentru că asta nu ne face mai slabe, nu cred că ne face mai slabe, dacă recunoaștem, da, femeile sunt discriminate sistemic, istoric, și da, e posibil să fie, nu mi s-a părut, niciodată nu mi se pare, aia e și cumva... Mi se pare că abia atunci putem fi mai puternici. În momentul în care o vedem, o recunoaștem, o numim, în momentul în care ne solidarizăm, în momentul în care ne cerem drepturile, nu cred că, adică strategia asta pe care cred că multe dintre noi am avut-o și multe femei mai în vârstă din generațiile anterioare au avut-o, de a fi puternice, de a ignora discriminarea, de a-și lua titulatură masculină și așa, cred că la un moment dat duce la... frustrări foarte mari, pentru că cred că e un mod în care ne trădăm pe noi. Nu doar ne trădăm surorile, ne trădăm pe noi înșine, cumva. Da. Asta și apropo de nivelurile astea foarte subtile, de exemplu, genul de pufnituri disprețuitoare, cum a avut-o domnul mai devreme în timp ce vorbeam, nu sunt, în momentul în care vii și încerci să vorbești despre poziția ta, despre felul în care te raportezi la societate, din oricum o poziție deja vulnerabilă de femeie, nu fac decât să îți închidă dorința de a dialoga. Deci sunt genul ăsta de lucruri mici, care oricât de puternică te-ai construit tu, cineva vine și îți bagă bățul prin gard la un moment dat. Mai avem o întrebare și după aia cred că o să încheiem. Mersi, Raluca, că ai zis asta. Eu în drum încoace o mică anecdotă înainte să am două întrebări. Chiar mă gândeam, doamne, oare câți bărbați o să facă parte din panelul ăsta? Mi-a fost foarte mare surpriză că niciunul și pentru mine chestiunea asta e importantă și vă felicit și mulțumesc pentru discuția asta. S-a vorbit foarte mult despre accesul, s-a atins punctul de acces la resurse și deși admir enorm munca, sunt mai familiară cu munca Cati și a Mihaelei, din zona teatrului independent, care pentru mine a fost o chestiune educațională în ultimii ani imensă. În același timp, mă întreb dacă în ultimii ani ați văzut vreo schimbare cu privire la accesul la resursele publice, și aici mă refer de la departamentele, profesoratul în facultăți, la femei în Ministerul Culturii, care au acces la resurse și le pot oferi, la, nu știu, director de teatru, femei, eu știu una singură în București, poate sunt mai multe, poate nu știu, sau două. Nu sunt din domeniu, sunt consumator de teatru și atât, dar sunt puține din câte știu eu. Prima întrebare ar fi dacă ați văzut vreo schimbare în experiența voastră profesională din ultimii ani, și a doua întrebare ar fi dacă, să zicem, să facem, mă rog, prin absurd, dacă mâine v-ar oferi cineva acces la un post public cu resurse, câtă reticență ați avea în a-l accepta, având în vedere că intrați, mă gândesc că se intră într-un sistem dat, unde chiar dacă ai mâine acces ca femeie la resurse, nu înseamnă că s-a terminat, toată provocarea de a funcționa într-un astfel de sistem ca femeie și din poziție de putere și cu tot ce vine la pachet. Păi, n-am multe de zis. Schimbări, uneori am impresia că le văd, dar mă învârt într-o lume mică totuși. Deci nu-mi dau seama dacă sunt reale, dar am senzația că sunt schimbări la nivel de... tematici care apar, la nivel de experiența de a fi studentă în ATC, o experiență similară pe care am împărtășit-o cu Monica, și aud că în ultima vreme studentele sunt, și studenții ca aliați uneori, sunt ceva mai vocale și mai vocali și mi se pare ceva încurajator. Au mai... Ceea ce apare în presă totuși în ultimii ani, chiar dacă
consecințele nu sunt și sancțiunile nu sunt cum ar trebui să fie. Am impresia că totuși discuții, adică nu am impresia, sunt sigură că discuțiile sunt altele decât erau acum 5 și 10 ani, dar urmările nu știu dacă în momentul de față sunt pe măsura problemelor. Nu cred că sunt. Și dacă ar fi să mi se ofere acum propoziție, n-aș accepta, pentru că vreau să joc. Asta aș vrea. Adică mi s-ar părea nedrept să accept o poziție în care nu m-aș putea dedica, pentru că aș vrea să fac altceva. Dar dacă mai încolo o să mi se ofere, dacă pot să o zic mai încolo, am câteva idei și mi se pare că până la urmă, da, și noi ăștia care stăm pe margine și comentăm, sigur nu suntem obligați totdeauna, dacă ești pe margine și comentezi, ia vino, hai, fă tu mai bine, dar cred că sunt lucruri la care noi putem să contribuim fără să fim neapărat în acele poziții. Dar în acele poziții, chit că sunt femei sau bărbați, acele poziții sunt cumva, cum să zic, demersurile, sunt prefabricate deja, sunt aproape, știm de la început cam cum o să decurgă. Nu se lucrează în echipe, nu se lucrează în colective, chiar dacă se schimbă oamenii la vârf, practicile sunt aceleași. Sunt foarte multe probleme și în Ministerul Culturii și aici și în teatre. Mă rog, eu sunt într-o situație mai fericită că sunt într-unul din teatrele condus de o femeie, unde a fost foarte drăguț că în pandemie am făcut inclusiv un proiect despre menstruația femeilor și e pleonasm, menstruația femeilor. E un pic, nu? Despre menstruație. și până să ne confruntăm cu de la glume proaste la ignoranța colegilor, noi, între noi, fetele, am avut niște discuții revelatoare. Și mă întorc și la cea povesti Monica. Dar, da, eu cred că ar trebui mai multe dintre noi, mai mulți dintre noi care avem idei și simțim cumva ce se întâmplă în societate în momentul ăsta, să facem pasul și spre funcții, cred. Da, nu știu ce să zic în legătură cu asta. Șeful la minister? Nu, având în vedere că e o singură femeie în guvern... Despre ce mai vorbim? Nu, sunt două. Mă ierți. Sunt două întregi. Gata, s-a rezolvat. Da, eu n-aș fi competentă, dar aș vrea ca alte femei care sunt competente ar merita pe deplin. Vezi cum ai început? Păi nu sunt competentă să conduc un minister, asta zic, adică nu e zona mea de... N-aș fi cea mai potrivită, da. Întrebarea era dacă am văzut... Dacă am... Da, de ce nu? Why not? Să vin și să discriminez un pic bărbații, nu m-ar deranja. Să plâng așa. Nu, glumesc. Da, e problematic. De fapt, și câte profesoare sunt în facultate. Acum stau să mă gândesc așa în urmă. Mă gândeam mult și la colegele mele de la regie. Eu am făcut CAV, eu n-am făcut regie. Și mă gândeam la colegele mele de la regie, care aveau tot felul de... Adică câte au rămas în continuare, câte cred în continuare că pot să facă regie, să meargă înainte, să... Știu că aveam foarte multe discuții, am sărit efectiv la altă idee, dar îmi cer scuze. Aveam foarte multe discuții cu ele și erau foarte descurajate în timpul facultății, asta e tot ceea ce am reținut, adică erau permanente discuții în care se simțeau în permanență descurajate în meseria asta de regizoare și da. Da, eu m-aș pune șefă singur, da. M-aș autonomi și aș încerca, da, să fac ceva dacă ar fi în... Dar nu, da, nu e pentru mine. Întrebarea prima era dacă...
da. Nu, eu aș spune nu, adică nu mi se pare că e o transformare, nu știu, consistentă pe care să, despre care să putem cu adevărat să vorbim, pentru că, așa cum ziceam, din punctul meu de vedere, de multe ori nu e vorba doar să... sigur că e super important și că ar fi de dorit și că ar trebui să ajungă mai multe femei în poziții de conducere, nu știu, să practic avem o singură femeie care conduce un teatru național în România, ceea ce e foarte puțin, însă dincolo de asta, adică după asta, pasul următor e cu ce tip de gândire și cu ce tip de practici vii. Pentru că asta mi se pare foarte important și cum de fapt schimbi un mod de lucru care s-a consolidat și care de multe ori merge în direcții foarte problematice. Adică odată ajunsă, ce reușești să realmente să faci într-o direcție mult mai inclusivă, mult mai deschisă, până la urmă transformând teatru într-un teritoriu în care să aibă mult mai multe grupuri acces, să fie reprezentate mult mai multe persoane, pentru că și asta este o mare problemă pe care noi o vedem în teatre, pe cine reprezintă multe spectacole și e foarte clar pe cine și cum cine are acces la spațiu de reprezentare, ce grupuri au acces, adică nu e de ajuns, sigur că e super important să numești, dar cred că ar trebui să existe și niște pași ulteriori în direcția asta, pentru că asta de fapt e foarte important, ca să existe pe bune o schimbare, nu doar o numire, pentru că altfel numești, dar dacă nu generezi tipul ăsta de gândire, din păcate tot acolo ești. Și a doua întrebare, dacă aș vrea, dacă... N-aș vrea acum, n-aș vrea dintr-un motiv foarte simplu, pentru că în momentul ăsta cumva sunt parte dintr-un grup independent, dintr-un spațiu independent, din Centru Replica, care din cauza momentelor grele trece prin cel mai greu moment din istoria lui, ca să zic așa, și momentul ăsta n-aș putea să-l las ca să mă îndrept spre altceva. Dar în viitor, nu știu, la cum stau lucrurile în momentul ăsta, mi se pare că e nevoie de foarte multă atenție pentru deciziile astea, pentru că s-ar putea să intri exact în ceea ce nu-ți dorești, eu cel puțin, nu știu. Bun. Dar întrebările sunt un pic prea specifice pentru noi. Adică nu trăim o realitate imediată la care să putem să răspundem în același fel. Cred că eu cel puțin mă simt foarte recunoscătoare unor când mă gândesc că există totuși niște precedente și există totuși măcar niște nume de femei regizori în România de care poți să te agăți, pentru că cumva imaginez cum ar fi să spargi gheața și nu e deloc plăcut, adică, dar măcar faptul că există, că nu e neapărat un immense land înaintea ta sau ceva de genul ăsta, e totuși un pic mai încurajator. Ok, atunci o să încheiem. Mulțumim mult. Mai avem timp de o întrebare? E un pic târziu. A venit un bărbat să ne zică să tăcem. Gata. Iau apa și plec. Da. Atunci... Bine, atunci, da, o să continuăm... Vorbim în timpul. Da, mi pare rău. Ok.